Ramonei, care este în zona de meteo. Azi se anunță foarte cald, Ramona. Bună dimineața din nou tuturor. Într-adevăr, nu s-a schimbat nimic din informațiile pe care le-am dat încă de dimineață și în continuare rămânem la aceste coduri de caniculă și disconfort termic accentuat. În jumătatea de nord vorbim de cod galben, acolo unde temperaturile ajung până pe la 35-36 de grade, iar în jumătatea de sud maximele ajung la 36-37, poate chiar 38 de grade și vorbim de codul portocaliu. Însă ceva mai jos în sudul extrem, codul va fi roșu, temperaturile ajungând până pe la 40-41, chiar 42 de grade, cel mai cald se anunță în zona capitalei. Vorbim de vreme frumoasă și pe litoral, însă ușor mai răcoare, pentru că temperaturile ajung la maxime de până la 32-33 de grade, iar vântul va sufla slab până la moderat. Însă, vremea se schimbă după amiază, mai ales în nord, în centru și în vest. Se vor aduna nori și vom avea parte de precipitații însemnate, intensificări ale vântului, chiar vijelii și fenomene electrice. Atenție, meteorologii anunță fenomene extreme în toată țara. De preferat să stăm în casă peste tot, pentru că va fi cald până la prânz cam în toată țara. Și mâine și poimâine vorbim de vreme plăcută, de temperaturi aproape în normalul perioadei. Până atunci, zic să ne bucurăm de soare, atât cât putem pe unde suntem. Cam atât despre vreme. Momentan o zi minunată să aveți. Scuza?